Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Esența Evangheliei de astăzi se concentrează pe un singur lucru. Nu am om să mă arunce. Acestea au fost cuvintele slăbănogului de la scăldătoarea oilor atunci când s-a văzut față în față cu Dumnezeu, neștiind că, de fapt, fiecare om, cum spune și Filocalia și învățătura Sfinților Părinți, se naște cu un dar al său, care trebuie valorificat pe pământ, în viața umană și pământească, pe care o trăim de la naștere și până la ușa mormântului. Și pentru ca să înțelegeți acest lucru, am să vă amintesc doar un element al Evangheliei. Întâi de toate era o zi de sărbătoare. Deci este evident că mai mult ca în orice zi, Dumnezeu este prezent în biserică în zi de sărbătoare. Prin ce? Prin potirul Sfintei Liturghii. Prin ce? Prin jertfa divină lăsată nouă în Sfânta Euharistie, prin ceea ce punem noi pe Sfânta Masă, ale tale dintr-o ale tale, și dăruim credincioșilor spre gustare și mâncare cinstitul trup și sânge a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci iată motivația numărul 1 a Evangheliei de astăzi pentru orice suferind și slăbănog, este prezența în zi de sărbătoare la templu, la casa lui Dumnezeu, acolo unde lângă biserică era o scăldătoare numită Vitezda sau scăldătoarea oilor. În sensul nostru de astăzi, scăldătoarea este cuvântul preotului care vine să-ți arate pragul sau calea pe unde poți călca aproape de cel care trebuie să te arunce de fapt în scăldătoare, în direcția vieții. Și acela este preotul sau duhovnicul în fața căruia stai atunci când vii la biserică. Un alt lucru esențial care trebuie să-l menționăm astăzi spune că acolo se întâmpla un fenomen extraordinar. Din când în când, deci nu întâmplător, deci nici nu menționează, dacă ați fost atenți, moment sau clipă, marțea, joia, sâmbăta, ora 5, ora 6, ora 7, ora 9, din când în când, un înger al Domnului venea și tulbura apa în scăldătoare. Ce este această tulburare a apei? Această tulburare a apei, după Sfântul Ioan Gură de Aur și după alți tâlcuitori ai Sfintei Scripturi, sunt și cuvintele Evangheliei care ne trezesc nouă mintea și ne deșteaptă conștiința. Vezi, vine unul la biserică, fumător, desfrânat, cum o fi el betul om sau ce patimă fi având. Ascultă o învățătură, ascultă o liturghie, un sfântul maslu, o vecernie, o priveghere și deodată își schimbă caracterul și spune: știi, am să mă mai duc la biserică. Ei, aceea de-abia este tulburarea cea sfântă a apei, a cuvântului lui Dumnezeu, care va stârni mai târziu nu numai apele dreptei credințe, că o să vedeți în Duminica Samarinencei ce înseamnă apa cea vie. Va tulbura întâi apa conștiinței, deci spălarea grosolăniei minții și a patimilor noastre, va tulbura apoi apa pocăinței, lacrimile, va tulbura apoi apa mântuirii, botezul, repet, și apoi în cele din urmă va tulbura apa pe care noi o luăm sub formă de aghiazmă și anaforă atunci când în cursul săptămânii suntem acasă și nu suntem în biserică. De ce? Pentru că nu știm când vine îngerul, dar știm că acea apă era tulburată și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Sigur că da! Folosind anafora și aghiazma, te faci sănătos de bolile trupești și sufletești, pentru că sunt sfințite cu harul Duhului Sfânt. Spunea odată, ca o mică paranteză, cineva: eu sunt mulțumit și cu aghiazmă, chiar dacă nu mă împărtășesc. Da, frate, dar aghiazma nu s-a făcut umblând cu polonicul, tot cu Duhul Sfânt. Și acum trimite, Doamne, harul preasfântului Tău Duh și sfințește și apa aceasta. Când am sfințit tainele, tot așa spune: și trimite Duhul Tău cel Sfânt și fă pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău. Deci, iată, Duhul Sfânt este și în lingura de apă sfințită și în lingura de Sfânta Împărtășanie. Deci, aghiazma nu se primește ca o... Aghiazma nu se primește ca un secund al împărtășaniei, ci tot ca un vestitor al tulburării apei de către îngeri. Deci dacă conștiința și îngerul tău păzitor dorm sau nu mai sunt activi, atunci trebuie să-ți pui întrebarea de ce. Și iată de ce. Cel dintâi care s-a apropiat de Slăbănog, care zăcea de 38 de ani, de ce întâmplător s-a pus acest număr atât de mare? Părerea mea a fost că 3 este puterea lui Dumnezeu, iar 8 sunt cetele cele incomplete până la venirea Mântuitorului. Dar dacă adun 3 cu 8, fac 12. Deci învățătura de simbol de credință a celor 12 apostoli. Dar nici asta nu interesează. Este vorba de cantitatea de timp parcursă prin bagajul de suferință de acest slăbănoc care vedea mântuirea, vedea scăldătoarea, vedea apa, vedea tulburarea, vedea îngerul, vedea vindecații, dar nu putea să facă pasul. N-avea cine să-l arunce. Și hai să vedem cine ne poate arunca în scăldătoare. Să spunem că noi acum suntem copii mici. Cel dintâi om care ne poate arunca în scăldătoare este tata și mama. Educația atât morală cât și spirituală din familie este prima aruncare în scăldătoare. Câte bunice sfinte și câți bunici sfinți și câți părinți și mame sfinte nu-și duc copilașii de mână la biserică. Numai de astăzi dimineață cred că am împărtășit 60 de prunci de aceștia de țiță și de mână până la 2-3 anișori care nu stau să mănânce până la amiază, până la împărtășit. Și au venit și s-au împărtășit și am spus, iată generația de mâine. Iată cei care au văzut scăldătoarea cu ochii minții de mititei. Deci iată cine este primul om care te aruncă în scăldătoare. Mama și tata. În momentul în care suferința ta începe dintr-o familie de oameni bețivi, necredincioși, dezordonați, destrăbălați, neputincioși, nu judecându-i, ci analizând starea de fapt, te întreb ce va ieși din acei copii, viitorii delicvenți și hoți de mâine sau nenorociți ai soartei care încurcă și ei lumea ca păduchii pe o floare. Altcineva, cine mă poate arunca în scăldătoare? Mă aruncă în scăldătoare învățătorul și profesorul de la școală, pentru că este un for superior al societății care vine să ne educe prin inteligență. Ce ne dă această inteligență? Cultura generală de cunoaștere a societății și a ceea ce vedem noi în lume. De ce se învârte pământul, de ce curge apa, de ce avem munți, de ce avem păduri, de ce avem geografie, de ce avem biologie, din ce-i făcut omul. Deci de aici se naște o a doua categorie de oameni aruncați în scăldătoare și de aici se vor forma viitorii ce? Oameni ai societății. Doctorul de mâine, omul de știință de mâine, avocatul de mâine, judecătorul de mâine, învățătorul de mâine, profesorul de mâine. Deci iată din nou o aruncare în scăldătoare în care societatea împletită armonios are nevoie de ce? De elementul om să facă lanțul și legătura trofică în ceea ce numim noi cursul societății sau focul continuu de zi cu zi. Ca mâine dimineață să găsești pâine în brutărie, cineva noaptea coace pâine. Ca mâine dimineață să poți aprinde becul sau să ai apă caldă, cineva întreține termic apa și căldura și lumina, ca tu să ai acel confort, ceea ce numim noi tehnică și modernism. Sau dacă vreți, progres. Dar toate acestea sunt legate de ce? De inteligența minții. Deci iată cum societatea, prin instituțiile de învățământ, te aruncă în scăldătoare în mersul vieții. Acum, în mersul vieții, apar alte două lucruri noi. Aruncat în scăldătoare în viața de zi cu zi, în care unii vor deveni părinți, mame, frați, tați, vor deveni preoți, vor deveni călugări, vor deveni pusnici, vor deveni miniștri sau ce doresc ei, Dar mai este și aruncarea în scăldătoarea cealaltă spirituală, în care ei vor deveni credincioși sau necredincioși. Și aici trebuie observat că biserica a făcut acel efort depășit și spun eu că s-a luptat în măsura în care a stat după putință, ca librăriile și magazinele să aibă o întreagă gamă diversificată de cărți religioase pe care oamenii le citesc cu pasiune, iar după ce le citesc și le experimentează în trăirea lor sufletească, personală, încep să o ia spre mănăstire, spre biserică, spre preot, spre duhovnic, spre calea cea dreaptă a mântuirii. Deci acesta este un lucru extraordinar de important. De ce? Pentru că toți marii oameni de știință și valorile sociale au fost oameni credincioși. Dacă arătați un singur ateu care a fost o valoare socială, atunci eu mă închin. Deci până și Darwin, care a făcut teoria creaționismului ăsta al lui, a evoluționismului, și el era credincios și a fost găsit la moartea lui cu Biblia sub cap. Era protestant. Dar credea în Dumnezeu. Știa că deasupra lui este o forță superioară minții lui, deși vrea să arate că și câinele, și maimuța, și omul, și broasca, și puiul, și reptila să trag toate din același regnu. Era o imbecilitate a lui că își dorea să fie savant și om de renume mondial, dar pământesc. Sufletește știa că totul a creat Dumnezeu în perfecțiune și integritate. În momentul în care omul ajunge la răscrucea celor două drumuri, Dumnezeu și societate, și știe să le împletească armonios cu sufletul și conștiința sa, de acolo societatea va merge bine, pentru că nu există nimic fără Dumnezeu, și a spus-o Hristos în Evanghelie, cine n-adună cu mine risipește, dar în același timp tot Mântuitorul Iisus Hristos, cine a spus așa, cine nu-i cu mine, cine este cu mine nu-i împotriva mea. De ce? Pentru că dreptul Simeon ne-a dat și el un verdict legat de pruncul Iisus. Deși au trecut 2000 de ani de la nașterea Lui și de la răstignirea Lui și de la tot ce am văzut noi că a făcut Dumnezeu, încă persoana Mântuitorului Iisus Hristos este o controversă a lumii universale creștine, pentru că fiecare îl interpretează în felul lui. Dar El este unul născut, atât, mai înainte de toți vecii. Deci este Fiul lui Dumnezeu din veci și Fiul omului din mamă, deci suvrem, din Fecioara Maria. Dar unde vreau să ajung? Noi, ca persoane, trebuie să găsim punctul de referință unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Și unde se întâlnește omul cu Dumnezeu în viață? Plecând din nou din același loc. Scăldătoarea oilor. Ce este scăldătoarea oilor? Pridvorul bisericii, unde toți ne-am botezat, unde la toți ni s-a citit lepădările atunci când eram prunci în mâinile moașii, cu părinții și cu nașii lângă noi, deci iată unde s-a întâlnit omul cu Dumnezeu. Și în pridvorul bisericii, unde am fost așteptați de preot cu Evanghelia și cu ușile împărătești deschise și cu strana cântând, când am fost chemați spre Sfânta Taina Cununiei, pentru a fi din nou o familie și a da bază altor moștenitori care și ei la rândul lor vor trece prin aceleași etape care am trecut noi. Deci biserica și cele 7 taine în ziua de astăzi sunt pridvorul templului lui Solomon de la scăldătoarea oilor. Ca în fapt și de drept din tradiția populară, ca să știți să nu stați așa mirați. De ce se spune scăldătoarea oilor? Pe vremuri de demult, când se construia templu, o grindă care măsurată nu făcea dimensiunea catapetesmei la altar, îi încurca pe meșteri, era din cedru, dintr-un lemn greu, a fost aruncată. Jos măsurată părea bună, sus când ajungea părea prea scurtă. Și a fost aruncată și a căzut în fața unui curs de apă. Căzută în fața cursului de apă, s-a făcut ca o băltoacă și veneau oile și beau apă. Deci de aceea s-a și numit scăldătoarea oilor. Pe parcursul timpului, de ce venea îngerul și curăța, de fapt, și intra în apă și o tulbura, el curățea tot timpul acel lemn, pentru că din acel lemn mai târziu a fost făcută crucea de viață făcătoare a Mântuitorului, pe care a fost răstihnit. Și el venea să-l curețe, să nu putrezească. Și lemnul, dacă era deja menit acestei tainice lucrări a mântuirii, taină din veac ascunsă și de îngeri neștiute, dădea acea binefacere de har, pentru că îngerul era deja făptură dumnezească și apa primea harismă. De ce vă spuneam eu? Sfințirea apei, când luăm noi la maslu, facem aghiazmă, luăm ulei sfințit și apoi ne spovedim și ne împărtășim, deci nu este altceva decât toată etapa curățirii pe care o face îngerul, dar de data aceasta locul îngerului îl ține preotul. Și în momentul cine sărea întâi în scăldătoare, se făcea sănătos. De ce nu săreau doi odată? Minunile nu se fac la grămadă, se fac instantaneu și involuntar de voința noastră. Deci biserica nu se poate bucura de această reclamă. Să spună, veniți că azi înviem morții, veniți că astăzi vindecăm de cancer, veniți că astăzi vindecăm de ciumă, veniți că astăzi vindecăm de sărăcie. Nu! Biserica își face slujbele în mod liniștit, exact ca și pârâul de la scăldătoarea oilor, curge, crucea stă în mâna preotului, stă la gâtul credinciosului, stă pe acoperișul casei, stă în vitrina casei pusă frumos din cristal sau din cele mai aveți voi, dar puterea ei, cea binefăcătoare, lucrează asupra credinciosului, cum v-am spus și altădată, curat la inimă și plin de credință. Deci iată ce se cere ca să poți să vezi din când în când tulburarea apei. Să vezi cu ochii tăi credința, să simți puterea lui Dumnezeu. Și m-am bucurat chiar azi dimineață când doi copilași îmi spun: părinte, am fost la dumneavoastră acum 40 de zile și ne-ați spus să ne rugăm, că n-aveam copii și într-a 40-a zi soția mea și-a dat seama că este însărcinată. Zic, bravo, zic, trebuie să o trecem la cartea de minuni, dar nu a mea, a voastră. Deci va arăta Dumnezeu că vă iubește. Deci iată, acolo un înger a tulburat apa. Ei, această tulburare a apei trebuie să o preluăm noi astăzi în Noul Testament, în legea darului, și să o împărtășim fiecărui credincios și să le explicăm așa. Cât de deștepți am fi, cât de importanți am fi, orice funcție am avea, orice școli, orice mărimi, orice diplome, orice numiri, orice insigne, orice desemnări, de la crucea lui Lucifer până la steaua lui Lucifer, până la crucea lui Mihai Viteazu, sau ați văzut tot felul de ordine din astea pe care le dă țara și guvernul. Trebuie să ai crucea lui Hristos în sufletul tău. Trebuie să ai crucea lui Hristos în inima ta. Trebuie să ai crucea lui Hristos în cugetul tău, că așa spune porunca întâia, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Și atunci vei fi un om care cu adevărat poți fi mântuit. De ce lucrul ăsta? Nimeni nu va trece în scăldătoarea oilor, nu 38 de ani așteptând, și toată viața. Deci acest 38 de ani arată măsura răbdării unui bolnav care îl așteaptă pe Dumnezeu. Păi eu vă spun că sunt bolnavi nu de 38 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani. Toate căsătoriile nefericite sunt o boală. Toți copiii nereușiți sunt o boală. Toți soții tâmpiți sunt o boală. Toate femeile nechibzuite sunt o boală. Prostituția e o boală. Lăcomia, zgârcenia, răutatea, crima, uciderea, dușmânia, viclenia, răutatea, sunt o boală. Ele nu durează o lună sau două sau trei sau 38 de ani, ci durează de sute de ani. Biserica se luptă cu aceste boli începând din secolul I, de când Hristos s-a înălțat la cer. Și a spus, feriți-vă de oameni răi, vă vor prinde, vor pune mâinile pe voi, vă vor da la munci, crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Aceștia erau mucenici. Deci, iată cât de îndelungă este boala. Deci noi trebuie să ne luptăm cu această boală. Cum? Evitând-o, ferindu-ne de ea, prin înțelepciune, că a spus Scriptura, să fiți înțelepți ca șerpi, dar blânzi ca porumbeii. Și în același timp să căutăm ca această boală să nu se cronicizeze. Oricine s-a îmbătat odată, dar asta nu înseamnă că e bețiv, oricine a fumat odată nu înseamnă că e fumător, oricine a desfrânat nu înseamnă că e desfrânat, oricine a furat nu înseamnă că e hoț, oricine a înjurat nu înseamnă că e hulitor. A greși e omenește, spune Patericul. A sta în păcat este drăcește, a te ridica este îngerește. Iată, n-am om să mă ridice. Cine este omul care mă poate ridica? Mă ridică Hristos când mă zămislește în pântecele Maicii mele, psalmistul David, din pântecele Maicii mele m-ai primit. Sau tot psalmistul David. Tatăl meu și maica mea m-a părăsit, dar Domnul m-a luat. Citiți în psalm, dumneavoastră. Ei, deci de la ușa nașterii și a zămislirii până la ușa botezului e o distanță care e a lui Dumnezeu. Și ce fac eu în calitate de preot pentru această distanță? Cum o gestionez ca omul să simtă tulburarea apei și scăldătoarea de la Vitezda? Simplu. Mamă, ai rămas gravidă? Da. Sunteți cununați? Da, părinte. Sunteți povediți? Da, părinte. Sunteți credincioși? Da, părinte. Vă rugați? Da, părinte. Vino lunar la împărtășit ca să naști un copil frumos și sănătos. Și să spună din biserică, că probabil sunt prezente când vor fi afară, mamele care au purtat sarcină cu rânduială și cu credință și cu rugăciune, ce copii frumoși și reușiți au, pentru că eu îi văd în pridvor când vin și zic câte unele mame, vai, dar ce băiat frumos aveți. Nu-i frumos că i-a dat măsa gena frumuseții, e frumos că l-a făcut Hristos frumos. A scos din el păcatul strupesc, păcatul strămoșesc, plăcerea sexualității, mizeria trupească. Deci acestea s-au eliminat prin împărtășanie și acela e un înger pur cu adevărat, deci acela e un feciorelnic reușit duhovnicește. Și în felul acesta noi dăruim societății, iată, o scăldătoare care scaldă pruncii și îi dă sănătoși. Că dacă ai mame sănătoase, ai și copii buni. Dacă ai copii buni, ai duhovnici buni. Dacă ai duhovnici buni, ai o societate bună. Dacă ai o societate bună, ai pace, liniște și prosperitate. Și slavă Domnului față din alte părți, poporul român e un popor educat religios, oarecum, cu toate defectele lui. Dar asta nu înseamnă că educația a pus capăt. Biserica așteaptă cu pridvorul deschis, zilnic, ca în scăldătoare să se arunce bolnavii de orice fel. Iată cu darul lui Dumnezeu, aici la biserică, la noi, aici în mănăstire, de 3 ori pe săptămână scăldătoarea stă deschisă. Miercurea este maslu și spovedanie, dimineața și seara. Vinerea este maslu și spovedanie. Liturghia în fiecare zi. Duminica în sărbători, slujbă și cuvânt de învățătură pentru tot omul să se scalde și să sară în scăldătoare. Hristos nu mai vine să te arunce în scăldătoare, să-ți facă vânt cu mâna. Nu! Îți face vânt cu voia. Deci vine voința și spune, am căzut, mă voi ridica, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, am greșit la cer și înaintea ta. Dezlegat, spovedit, împărtășit, primit rugăciunea și pocăința și ești curat înaintea lui Dumnezeu. Dar Mântuitorul, ați văzut ce înțelepciune, cum să termină Evanghelia? Este pentru prima dată când Mântuitorul îi spune, dar să nu spui nimănui. Deci nu îi cere să propovăduiască. Cred că sunt în text, dacă nu greșesc. Dar, la un moment dat, de data aceasta, în loc să meargă slăbănogul să-l caute pe Mântuitorul și să-i mulțumească, fiți foarte atenți, fiți foarte atenți că e finalul Evangheliei, se întoarce Mântuitorul în templu și îl caută și îi spune așa, ai grijă să nu-ți fie și mai rău. Sunt cutremurătoare cuvintele. Cred sigur că sunt din Evanghelie, că fiind acolo cu publicul, n-am putut să o memorez în întregime când s-a citit. Dar sigur s-a spus lucrul acesta. Ei, vă spun eu ce înseamnă acest cuvânt de sfârșit aspru al Mântuitorului. De va îndrăzni cineva să cunoască legea lui Dumnezeu și apoi să o batjocorească în știință de cauză, va avea ispite și greutăți mai mari ca atunci când a greșit în necunoștință de cauză. Adică odată ce ai văzut scăldătoarea, ai văzut tulburarea apei, ai văzut îngerul, l-ai văzut pe Hristos și omul care te-a ridicat, de acolo încolo ești responsabil de păcatele tale și sunt de 10 ori mai grele ca atunci când le făceai și nu știai. Și citiți în Păstorul Herman, în primele scrieri creștine, când îi apare un înger în văzduh, el păștea oile și îi spune așa, cel ce va curvi, cel ce va fura, cel ce va greși, nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Păstorul Herman întreabă cu umilință, dar cei care n-au știut lucrul acesta? Pentru aceea există o iertare, pentru că n-au știut, de acum încolo e mai greu. Deci și Evanghelia semnifică același lucru. Să nu ne fie nouă și mai rău, de va fi nevoie, nenorocire, necaz, primejdie, secetă, boală, potop, că vedeți câte vin în lume. Ați văzut cât s-a foit lumea și s-a speriat de cutremur. Dragă, cutremurul nu-l oprești uitându-te la televizor și citind statistici. Cutremurul oprești stând în genunchi în fața candelei și zicând o rugăciune, un paraclis, un Tatăl nostru, un crez, o catismă la psaltire. Tu ești cel ce faci pământul de se cutremură și te atingi de munți și fumegă. Poftim, începe în clipa aceasta un cutremur. Ce face seismologul? Nu face nimic, se uită și el cum mă uit și eu și tu. Putem fi aici și ne acoperă pe toți. Putem fi în mijlocul câmpului și în loc să ne turtească o piatră, să deschide pământul și ne înghite. Acela e sfârșitul nostru. Deci să fim cu luarea minte, ca Mântuitorul, în bunătatea Lui și iubirea sa de oameni, să aveți trei idei de bază. Iartă orice păcat de orice fel, pentru cel ce se îndreaptă și se pocăiește. Dă har, harismă, credință, putere, vindecare și ridicare oricărui om de orice fel de statură socială sau morală, deci dacă vrea să se îndrepte. Iar trei, se supără atunci când cunoaștem și greșim cu bună știință. Deci să avem grijă să nu ne fie nouă și mai rău. Amin.